Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru marți 20 aprilie. Soarele a intrat oficial în zodia Taurului și cu această schimbare de energie am schimbat și eu setul de cărți de tarot pe care îl folosesc în etalările zilnice. Pentru următoarele 30 de zile o să folosim aceste cărți de tarot al muzelor. Mi s-a părut că este un set foarte venusian și cum Venus este planeta care guvernează zodia Taurului, am zis că este cea mai bună alegere pentru această perioadă. Hai să vedem ce o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, foarte interesant. Hai să le luăm pe rând. În primul rând, pe partea de dragoste a ieșit aici asul de voci sau asul de săbii. O să vedeți că în acest set de tarot cărțile au niște denumiri puțin diferite, dar semnificația lor este în mare aceeași ca și în setul tradițional de tarot. Hai să vedem asul de săbii. Sabia adevărului iese la iveală în relațiile voastre de dragoste. Pentru o parte dintre voi, s-ar putea să aflați aici cum stă situația de fapt. Voi să aveți impresia că partenerul vostru vă ascundea ceva, când de fapt v-ați creat doar mai mari probleme în capul vostru, în mintea voastră, în imaginația voastră, și atunci când adevărul iese la iveală, când aflați de fapt exact ce s-a întâmplat acolo în spate, să vă dați seama că nu era o problemă atât de mare pe cum v-ați imaginat-o voi. Asul de săbi este un as pozitiv. Nu văd să aduc aici mari răsturnări de situații sau lucruri problematice în viața voastră. Dimpotrivă, prin voce, prin comunicare, astăzi puteți să soluționați o grămadă din problemele din relația voastră. Fiți onești, fiți deschiși, comunicați cu partenerul sau partenera voastră ce vă doare, ce vă apasă, ce vă îngrijorează și o să vedeți că aveți de partea cealaltă un partener, o persoană dornică să vă ajute, să vă susțină, să vă asculte și astăzi mai mult decât în alte zile, dornică să înțeleagă exact ce se întâmplă cu voi. Pentru cei singuri, acest as de voci, acest as de săbii vine cu un mesaj foarte frumos care vă îndeamnă să comunicați. Vorbiți cu cât mai mulți oameni pentru că din aceste interacțiuni verbale sau scrise pe care o să le aveți astăzi, există foarte mari șanse să vă dați seama cine este partenerul sau partenera voastră ideală. Fiți atenți la oamenii pe care îi întâlniți azi, fiți atenți la oamenii care vor să vorbească cu voi azi, la oamenii care vă sună, care vă scriu, care vă caută, pentru că din aceste persoane e foarte posibil ca una dintre aceste persoane să fie partenerul sau partenera voastră ideală, viitorul vostru partener sau parteneră. Dacă sunteți singuri, dar deja sunteți în discuții cu cineva, aici asul de săbi, asul de voci vă îndeamnă să aveți acea discuție serioasă despre direcția în care vă îndreptați și despre posibilitatea de a începe o relație, pentru că cu această energie pe partea de dragoste, astăzi mai mult decât de obicei, aveți șanse foarte mari de reușit, aveți șanse mari de succes. Prin urmare, nu mai ezitați, dacă vă place de cineva, discutați deja cu cineva, faceți astăzi primul pas, inițiați astăzi aceste discuții referitoare la o posibilă relație, pentru că s-ar putea să aveți o surpriză foarte, foarte plăcută. Pe partea de sănătate avem aici cavalerul de emoții, cavalerul de cupe. Aceasta este o energie foarte instabilă, foarte furtunoasă, foarte agitată, dar în același timp, astăzi, orice boală, la fel de repede cum o să vină, orice afecțiune, la fel de repede cum o să vă afecteze, așa de repede o să și treacă. Prin urmare, astăzi vă îndemn să nu vă îngrijorați de orice se întâmplă pe partea de sănătate în viața voastră, pentru că pare să fie o energie temporară. Aici cu cavalerul de emoții,
cavalerul de cupe apare o foarte mare posibilitate, mai ales pentru cei care suferiți de boli cronice. Astăzi să aveți o mică criză, un moment din acesta în care boala se reactivează și sunteți din nou suferinți, să-i spun așa, dar în același timp, până la finalul zilei, o să treacă momentul de criză, o să treacă momentul problematic. Bineînțeles, dacă vă simțiți rău și nu știți exact ce se întâmplă cu voi, nu ezitați să căutați sfatul unui specialist, sfatul medicului, sfatul terapeutului. Eu doar vă spun aici care este energia generală, care este una temporară, este una efemeră. Da, există posibilitatea astăzi să aveți anumite probleme, fie vă ia durere de cap, durere de dinți, un atac de panică, orice s-ar întâmpla, e o chestie temporară care are o soluție foarte ușoară și la fel de repede cum vă atacă, să-i spunem, dar la fel de repede cum vine această problemă în viața voastră, la fel de repede se și rezolvă, la fel de repede poate să și dispară. Prin urmare, dacă o să căutați astăzi sfatul medicului, sfatul terapeutului, o să vă dea o soluție foarte ușoară, foarte rapidă pentru problema voastră. Dar mare atenție, această soluție este și ea doar una temporară. Va trebui în zilele următoare, după ce trece momentul de criză, după ce trece momentul de problemă acută, să reveniți la medic, să reveniți la specialist sau la terapeut pentru a găsi o soluție pe termen lung. Orice medicament, terapie, tratament primiți astăzi este doar un pansament, nu este vindecarea problemei voastre. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici doiul de emoții, doiul de cupe. O zi în care toate parteneriatele sunt foarte bine aspectate. Pentru cei care lucrați împreună cu soțul sau soția, aveți o afacere de familie. Aici lucrurile par foarte frumoase, foarte bine aspectate astăzi. Pentru cei care vă gândiți să începeți o nouă afacere, poate nu o să fie jobul vostru principal, doar o sursă secundară de venit, împreună cu partenerul sau partenera voastră, lucrurile par foarte bine aspectate aici, nu mai stați pe gânduri, este lucrul corect, este lucrul ideal pe care puteți să-l faceți în această zi. Pentru o mică parte dintre voi aici, doiul de emoții ne vorbește despre posibilitatea de a vă întâlni sufletul pereche la locul de muncă sau prin intermediul colegilor sau a partenerilor de afaceri. Și pentru o parte dintre voi aici există marea posibilitate cumva să îmbinați utilul și plăcutul, să vă îmbinați această parte a vieții voastre personale, private, cu cea de afaceri, de lucru. Fiți foarte atenți, pentru că aici depinde de situația particulară a fiecăruia, dacă este un lucru pozitiv sau dacă este un lucru negativ. Cu doiul de emoții e clar că aici există o foarte mare atracție magnetică între voi și cealaltă persoană, dar trebuie să fiți conștienți că atunci când îmbinați aceste două sfere ale vieții voastre, lucrurile riscă la un moment dat să devină neclare și atunci când se dizolvă bariera între public și privat, între emoțional și profesional, dacă nu sunteți capabili să țineți foarte bine în echilibru aceste două cupe, riscați să amestecați lichidele din cele două. Și imaginați-vă dacă într-o cupă aveți vin și într-o cupă aveți bere, când le amestecați, ce iese de acolo? Nu este neapărat cel mai reușit cocktail. În schimb, dacă într-o cupă aveți vodka și în cealaltă cupă aveți suc de portocale, uite că o să iasă un cocktail reușit. Depinde de situația particulară a fiecăruia. Aici analizați-vă foarte atent acțiunile înainte să le faceți. Nu vă lăsați mânați doar de partea sentimentală, implicați și partea analitică. Pentru că aici aceste două cărți asta ne spun. Da, există posibilitatea de a transforma o relație profesională într-o relație de dragoste, dar trebuie să analizați foarte atent plusurile și minusurile. Și atunci când intrați în acest parteneriat, să o faceți foarte conștienți de toate riscurile și oportunitățile. Bun, pentru cei
care nu sunteți în această situație, care nu o să îmbinați astăzi utilul și plăcutul, care nu o să combinați relațiile personale cu cele profesionale, doiul de cupe, doiul de emoții ne arată că o să găsiți niște colaboratori, niște parteneri de afaceri care sunt pe aceeași lungime de undă cu voi, care au aceleași dorințe, aceleași aspirații, aceleași valori și cu care puteți să începeți un parteneriat de afaceri de lungă durată, foarte prosper, foarte benefic pentru ambele persoane implicate. Dacă începeți un nou loc de muncă, lucrurile sunt foarte bine aspectate, o să fie un job care o să vă dea și împlinire emoțională, nu doar împlinire materială. Dacă aduceți un nou client în compania pentru care lucrați, iarăși o să fie o colaborare de termen lung, o să fie o colaborare care o să vă aducă beneficii atât vouă, cât și celelalte persoane, celelalte entități. Lucrurile stau foarte bine aici pe partea de bani. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți de tarot pentru această zi. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video și să îmi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Hai să vedem mesajul zilei. Pentru toată lumea de la cărțile Oracol este următorul. Stărui asupra gândurilor pozitive. Dacă în viața mea apare binele, iar eu îl neg spunând nu cred, pur și simplu îmi alung binele. Un mesaj foarte frumos pentru această zi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!